Mai departe, acum, între timp, se întețesc zvonurile că medicul Cătălin Cârstoiu va fi înlocuit în cursa pentru primăria Capitalei. Potrivit unor surse politice, PSD îl împinge pe Cârstoiu pe scări și ar vrea să meargă pe mâna lui Cristian Popescu Piedone. Idee deloc îmbrățișată de PNL. Liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, spune că niciodată Piedone nu va fi susținut de PNL, dar recunoaște că sunt variante pentru eventuală înlocuirea medicului Cârstoiu. La nivelul coaliției s-a menținut decizia ca domnul doctor Cătălin Cârstoiu să fie candidatul coaliției și luni să își depună candidatura la biroul electoral municipal. Îi solicităm domnului Cârstoiu să lămurească toate aceste aspecte. Domnia sa, da, și-a arătat nemulțumiri în legătură cu campania și dacă ar putea să existe această posibilitate de a se retrage. Pentru acest moment vă pot spune că dumnealui este foarte determinat să continue, cât am putut și cât pot eu să înțeleg din cât l-am cunoscut pe domnul doctor Cârstoiu, motiv pentru care consider că odată ce vom avea toate aceste clarificări finalizate, va fi o direcție pe care nu vom asuma împreună cu dumnealui ambele partide și așa cred că este normal și este Cătălin Cârstoiu, este medicul Cătălin. Nicolae Ciucă recunoaște că sunt semne de întrebare în coaliție cu privire la Cătălin Cârstoiu, dar sunt variante pentru înlocuire dacă va fi cazul. În momentul de față avem o singură variantă. Dacă se retrage, domnul doctor. Deocamdată rezervă, avem variante de rezervă. Dacă vom avea nevoie să aplicăm varianta B sau varianta C, o vom face la vremea respectivă. Dar v-a propus să PSD ca domnul Piedone? Pe domnul Piedone? Și cum? Ce anume? PSD ca domnul Piedone să fie susținut de coaliție? Nu v-am spus mai devreme. Că noi susținem doar un candidat care este agreat. Însă, spune președintele PNL, acea variantă nu va fi Cristian Popescu Piedone, așa cum spun surse politice că și-ar dori PSD-ul. Să înțelegem, domnule președinte, că PSD a propus aseară susținerea lui Cristian Popescu Piedone. Cum și-ar justifica PSD această susținere? Deci, mai avem timp. Vă rog să luăm întrebările pe rând. Nu plec de aici. Vă rugăm. Cum v-a spus? Înțelegem că PSD a propus susținerea lui Cristian Popescu Piedone. PNL s-a opus în momentul în care a existat această discuție? PNL, indiferent de formulă, a agreat să susținem împreună cu Partidul Social Democrat un candidat care să fie candidatul actualei coaliții de guvernare și într-o alianță electorală la nivelul capitalei. Domnul Cristian Popescu nu este membru nici al PSD, nici al PNL, motiv pentru care nu putem să-l susținem. În astfel, dar nu este membru al niciunui partid. Și comentăm pe această temă cu Răzvan Chiruță de la Press Hub. Bun găsit, Răzvan! Bună seara! Cum ți se pare toată această nebunie? Ne aduce aminte de acel basm cu Petrică și Rupul. La un moment dat, dacă se retrage cu adevărat Cătălin Cârstoiu, nu o să mai creadă nimeni dacă e să facem o glumă și să facem o asemănare cu basmul respectiv. Dar nu e deloc folositoare nici pentru candidatul PSD-PNL toată această nebunie că nu performează cum ar trebui? Și nu ajută niciunul dintre partide. Absolut. Ne aduce aminte, de fapt, ceea ce se întâmplă acum puțin de episodul 2016, când PNL a făcut ceva similar. A propus candidat la Primăria Generală a Capitalei pe Ludovic Orban, care, mă rog, s-a retras din cauza dosarului de la DNA. Apoi au venit cu încă trei candidați care s-au retras sau au fost retrași din diferite motive. Marian Munteanu, încă cineva și după aia Cătălin Predoiu. Și tot această nesiguranță, tot acestea schimbări și instabilitate, evident că a făcut pe electoratul PNL să nu mai vină la vot sau să nu voteze. Așa a ieșit Gabriela Firea învingătoare atunci,
cu un scor destul de mic până la urmă, dar suficient pentru a candida. Acum, la fel și acum, PNL în primul rând, pentru că mai degrabă domnul Crăstoiu este perceput din zona, mă rog, sau se adresează, să zicem, mai degrabă electoratului PNL. Clar că se uită și e nemulțumit și nu înțelege ce se întâmplă cu acest partid până la urmă. Totuși, pe de altă parte, probabil că PNL și PSD, Ciucă și Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, când l-au numit pe Cârstoiu, nu s-au așteptat să aibă atâtea bube negre sau nu știu, habar n-am, bile negre. Nu s-au gândit că o să iasă la iveală. N-am înțeles care a fost calculul lor, că până la urmă s-a dovedit acest pariu al lor foarte greșit. În doar o lună de zile, domnul Cârstoiu s-a compromis aproape total, mergând cu niște soluții absolut aberante. Adică el conduce niște mașini de lux și au încercat să repare chestia asta punându-l singur în metrou, când de fapt, da, domnule, lasă așa, că nu e nicio rușine să fii bogat la urma urmei, dacă poți justifica bogăția. Adică să nu ne ducem în ipocrizii dintre astea, că ne așteptăm ca un director de spital mare să meargă neapărat cu metrou. Poate să meargă cu mașina, dar adică s-au dus într-o strategie absolut prostești, în care mai tare l-au adâncit. Plus domnul Cârstoiu, care a reacționat la dezvăluirile publice cu foarte mare aroganță. Într-o primă fază a fost aproape imposibil de prins de către jurnaliști și eu am încercat, când am dat un articol despre domnia sa, am încercat să vorbesc cu el și până la urmă ar fi fost interesul lui ca și candidat. Nu mai era un simplu manager care să zică, domnule, nu mă interesează că mă caută jurnaliștii, deși nici acolo. Dar era un simplu candidat și era un candidat care are tot interesul, nu? Când ești candidat ai tot interesul să interacționezi cu presa și eventual să reacționezi la dezvăluirile care apar despre tine. Ori domnia sa m-a ignorat complet. A stat o săptămână și am așteptat să-mi răspundă, m-a ignorat complet. La fel a făcut și cu colegii de la Hot News, pe care au trebuit să-l prindă după o cursă, să-l încolțească ca să le dea un răspuns. Ori asta nu este atitudine de politician și de om care vrea voturi. Păi, acum, totuși, bucureșenii se uită și văd o persoană arogantă care... Așa, pare că ia la mișto și că nici nu vrea să le răspundă. Pe de altă parte, nu ar fi vina unui om politic care, mă rog, n-ar fi vina unui personaj care nu are experiență politică, mai bine spus. Ar fi un politic, vina oamenilor de campanie, pentru că domnul Cârstoiu nu este politician. Trebuia să fie pregătit, trebuia să fie trăinuit mult mai bine și oamenii din spatele lui trebuiau să se ocupe de asta. Absolut, practic a fost, cred că a fost luat și el pe nepregătite, nu știu, a fost o soluție de compromis, o soluție de ultim moment și se vede chestia asta, adică candidatura domnului Cârstoiu nu a fost pregătită absolut deloc, nici de domnia sa, nici de cei din partid. Pe de altă parte se tot zvonește, se tot spune că, atât auzim pe surse, faptul că de fapt PSD ar fi interesat să retragă pe Cârstoiu și să-l susțină până la urmă pe față, pe piedone. Pentru că există discuții, speculații, zvonuri că de fapt PSD l-a pus pe Cârstoiu pentru că nu a vrut PNL să-l susțină pe piedone, dar în realitate PSD și Marcel Ciolacu ar vrea să-l susțin de fapt pe piedone. Acum nu știu în ce măsură e posibilă o susținere directă a lui piedone de către alianța PNL-PSD, pentru că toate analizele calitative care s-au făcut pe electoratul din București arată că electoratul PNL, atât cât a mai rămas, nu l-ar vota pe piedone. E totuși mult prea circar și mult prea neserios ca electoratul PNL să îl susțină Și atunci se aduce spre Nicușor Dan. Deci din perspectiva asta, o susținere pe față din partea PNL pentru piedone ar fi un avantajul lui Nicușor Dan. Da. Și atunci ei sunt, de fapt, merg acum pe o mână care pare pierzătoare. Chiar și dacă ar merge cu piedone, ar pierde pentru că electoratul PNL nu ar susține. Da. Și așa, domnul Piedone, mi se pare mie că prin toate ieșirile lui exagerate a reușit să reactiveze acea parte a electoratului care probabil nu avea de gând să iasă la vot, că nu era interesată neapărat, s-a săturat, nu mai este dezamăgit, dar când a văzut totuși perspectiva de a lăsa orașul pe mâna unui personaj ca Piedone, s-ar putea să-i facă pe unii să iasă la vot doar așa, adică oricum s-ar putea ca deciziile pe care le-a luat PNL-PSD și cu această susținere mascată a lui Piedone, s-ar putea să fie în avantajul lui Nicușor Dan, ceea ce
Dacă aș fi în locul lui Fira, eu după alegerile de după 10 iunie am mai spus-o, aș profita să mă răzbun un pic. Da, dacă tot vorbim despre ce a fost înainte. Dar chiar și așa.